Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Doamnelor, domnilor, bun găsit! O nouă ediție a emisiunii Fără Prejudecăți începe chiar acum la TVR. Eu sunt Ovidiu Damian și vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi. Vă reamintesc că emisiunea noastră este disponibilă și pe pagina noastră de Facebook, în timp ce o variantă accesibilizată pentru nevăzători se regăsește pe platforma Mixcloud. Sunt 25 de ani de servicii malteze la Cluj-Napoca. Sunt 25 de ani în care copilașii au parte de servicii specializate realizate de către terapeuți care își doresc să le facă o viață mai bună. Mirela Codreanu va veni alături de noi, este reprezentanta grădiniței malteze din Cluj-Napoca, însă la început urmărim un material despre ei. Rămâneți cu noi! Grădinița Malteză este un program de tradiție al Serviciului de Ajutor Maltez în România și funcționează neîntrerupt de 25 de ani. A luat ființă la scurt timp, după 1990, ca răspuns la existența persoanelor cu dizabilități și a recunoașterii nevoilor speciale ale acestor persoane. Preluând un model german, Serviciul de Ajutor Maltez în România, în parteneriat cu Serviciul de Ajutor Maltez din Germania, a inițiat acest proiect sub directa îndrumare a unor terapeuți cu experiență. Proiectul a luat amploare, conturându-se într-o nouă formă de organizare și anume Grădinița Specială Malteză. Ulterior, Serviciul de Ajutor Maltez în România, cu sprijinul Serviciului de Ajutor Maltez din Germania, a achiziționat și dotat o casă în care grădinița funcționează din anul 1993, programul fiind susținut de partenerii din Germania pe o durată de 5 ani. Încă de atunci, misiunea noastră avea la bază creșterea calității vieții persoanelor cu deficiențe, bazându-ne pe ideea că toți oamenii sunt egali și trebuie să li se acorde șansa de a fi respectați și valorizați. Dacă ar fi să exprimăm în câteva cuvinte ce înseamnă grădinița malteză, putem sintetiza în zâmbet, încredere, valorizare, acceptare, prietenie, emoție, autonomie și incluziune. Am revenit în platou, doamnelor, domnilor. Exact cum spuneam, sunt 25 de ani de poveste malteză la Cluj-Napoca. De fapt, sunt 27 de când maltezii au pornit la drum. Mirela Codreanu, invitata mea, te salut, Mirela, îți mulțumim foarte mult că ești alături de noi și vreau să te întreb, ce făceai acum 27 de ani? Eram elevă la liceu.
Eram elevă la liceul sanitar și voluntariam în programele sociale ale Serviciului de Ajutor Maltez. De fapt, ai fost acolo din prima zi? Poate, dacă nu chiar din prima zi, dar de la început. Din a doua, da, 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 de la început, da. A fost o perioadă în care au fost invitați tineri pentru a se implica în activități sociale, pentru a aduce și aici în România modele de servicii care în Germania la acea vreme se derulau cu succes și oarecum în acele momente din anii 90-91 s-au pus bazele unor programe care au continuat. Inițial s-au organizat niște întâlniri între terapeuți veniți din Germania, kinetoterapeuți și ergoterapeuți. Pentru noi în România a face ergoterapie era ceva cu totul și cu totul nou. Din partea noastră erau invitate familii în care exista un copil sau doi cu dizabilitate, cu dizabilitate neuromotorie. Aceștia beneficiau de servicii gratuite oferite de acești colegi ai noștri din Germania și familia beneficia de consiliere. Era un început, era pentru prima dată când cineva își orienta atenția asupra acestor familii care până atunci nu au fost în atenția noastră. Singurele locuri unde puteau să fie ajutate erau la 1 mai sau la Desna. Iar în orașul nostru, în afară de școala specială pentru surzi și pentru nevăzători și acea școală specială care era, nu existau programe destinate copiilor cu dizabilități. Sigur, iată, ne ducem în urmă, cum spuneam, în urmă cu 27 de ani, atunci când a pornit la drum o idee, iar apoi 25 de ani au trecut. Vorbim de o vreme în care internet și informații din zona dizabilității pentru părinți care se trezeau doar cu un diagnostic nu existau, servicii. Ce să mai vorbim? Iar voi aniversați acum 25 da. De ani de astfel de lucru. La mulți ani, Mirela. Mulțumim, mulțumim. Așa este. A fost o perioadă de început de organizare cam de 2 ani, iar de 25 de ani programul nostru funcționează în forma în care există și astăzi. Este un program de educație, recuperare și reabilitare oferit copiilor de vârstă preșcolară, copiilor cu dizabilități neuromotorii, dar nu numai. Există și activități pe care le derulăm în favoarea copiilor cu tulburări din spectru autist, care au sau nu neapărat asociate tulburări de motricitate. Cum ți se pare faptul că beneficiari de-ai voștri, care atunci erau grădinițari, să le spunem așa, îmi vine în minte Mihaiul Osutean sau da, Alicia da, da. Simu, sunt acum da. Adulți. Wow, e ceva foarte interesant. Deci, știi, să-i vezi pe acei foști copii care erau așa o mână de om, să-i vezi acum adulți, să-i vezi pe unii dintre ei pe picioarele lor, unii dintre ei au reușit să urmeze cursurile învățământului special sau de masă, au reușit să finalizeze aceste cursuri, să facă o facultate chiar. Alții dintre ei au reușit să urmeze programul altor servicii de zi, și au reușit de fapt să se integreze. Este fascinant să poți să urmărești în timp evoluția lor și să fii mândru că ai contribuit într-o oarecare măsură la schimbarea da, și dezvoltarea lor. Da. Dacă te uiți în urmă la toți acești ani în care tu ai fost acolo și știm cât de greu e pentru un ONG să susțină aceste activități, care au fost cele mai importante bariere pe care voi le-ați depășit? Și știu că au fost momente în care poate ai zis gata, de mâine o să mă duc și o să fac altceva, nu mai pot să mă chinui. Uh-huh. Dar cu toate astea ai ales să mergi mai departe. Da, mergem mai departe, avem datoria față de copiii noștri și copiii comunității să continuăm. Da, într-un ONG este, cred că
cea mai importantă barieră este cea financiară. Legislația, din păcate, nu favorizează acoperirea totală a cheltuielilor. Deși voi acoperiți o nevoie pentru care autoritățile nu au întotdeauna mijloace de realizare. Da, este ofer un serviciu în comunitate. Comunitatea are nevoie de aceste servicii. Este greu pentru un ONG, pentru noi ONG-urile care oferim astfel de servicii, să asigurăm resursele financiare. Pentru că știm cu toții, resurse umane există. Există profesioniști foarte buni, însă ei nu pot voluntaria la nesfârșit. Sigur. E nevoie să oferi locuri de muncă pentru acești specialiști care au disponibilitatea de a lucra cu copii cu dizabilități. Însă este dificil să asigur resursele financiare an de an. Deci fiecare an e o provocare. În fiecare an îți pui problema dacă îl finalizezi sau... Și cum vei putea să continui. Da, și cum vei putea să continui. Da. Și pe lângă asta noi ne dorim să mergem înainte atât pentru categoria de copii pentru care noi am oferit și vom oferi servicii în continuare, însă ne dorim să dezvoltăm programul, ne dorim să demarăm un proiect destinat foștilor noștri copii, foștilor beneficiari, pentru că ei în momentul în care finalizează școala, cele 8 clase sau 12, depinde de situație, nu prea au alternative, nu prea adesea au variante. Se întorc în familii, se pierd achizițiile, da. Nu există o reală integrare, o incluziune pe piața muncii, drept la locuire independentă și alte drepturi, nici nu mai are rost să Așa este. Și sunt puține servicii care sunt orientate către adultul cu dizabilitate. Și ne-am dorit să facem ceva și pentru adulții noștri, foștii noștri copii, pentru că noi ca și program social, în momentul în care am început să oferim ceva unei familii, ne dorim să continuăm să colaborăm cu această familie, chiar dacă nu ne putem permite să îi avem pe toți foștii noștri copii, cel puțin cei care au nevoie de noi, am dorit să fim lângă ei. Ai vorbit și tu adesea în emisiunile noastre și știm, s-a discutat foarte mult despre intervenția timpurie, despre servicii acordate beneficiarilor cât mai repede cu putință. Da. Și asta e ceea ce faceți voi acolo, e cu adevărat important acest lucru. Da. Ultimul caz ce îmi vine în minte, Marina Neciu, cea care a venit cu David la noi în platou și știu că acum și fetița ei, cea mică, frecventează serviciile voastre. Vorbește-ne despre acele lucruri de care copiii care trec pragul grădiniței malteze au parte în intervențiile voastre de acolo. Ne dorim să oferim servicii copiilor cât mai de timpuriu. Este foarte important momentul intervenției, momentul debutului intervenției. Și aici aș vrea să spun câteva cuvinte și despre importanța consilierii familiei. Nu toți părinții înțeleg importanța intervenției de timpuriu. Foarte mulți dintre părinți așteaptă, poate se rezolvă de la sine, poate se întâmplă ceva și se adresează... Pentru că e frica aceea sau trăsnetul al diagnosticului în care încă mai speri. Posibil că poate e o simplă întârziere și se va rezolva, poate că de fapt medicii s-au înșelat, poate că de fapt copilul va recupera de la sine. Cred că este o diferență de la situație la situație, poate că există și familii care neagă pe o perioadă mai lungă certitudinea acelui diagnostic, însă cred că, sau presupun că este și o problemă de comunicare între specialiști. Medicul de familie ar avea un rol mai important în viziunea mea în a consilia familia și a orienta către servicii specializate. Asta ne spunea profesorul Eliot Sorel, aflat în platoul nostru cu timp în urmă. În alte țări, medicina de familie este prima linie de intervenție. Psihiatrie, alte servicii medicale sunt mult după, dar la început, medicul de familie care cunoaște cel mai bine problematica și care e într-o relație de lungă durată cu acea familie, e datoria lui. În România, din păcate, lucrurile nu stau așa. Da, și s-ar putea ca ăsta să fie unul dintre motivele pentru care părintele nu este atenționat suficient de repede. Atunci când un laic
da, pentru că nu toți părinții sunt specialiști în psihopedagogie, constată că e o problemă, s-ar putea să fie puțin târziu, dar nici atunci nu este prea târziu să ia atitudine și să se orienteze către un serviciu specializat. În cadrul centrului nostru, copiii beneficiază în același loc și de servicii de educație și de servicii de recuperare. Și ăsta este un avantaj, pentru că nu întotdeauna copilul are disponibilitatea de a lucra. Sigur. Și dacă tu îl planifici după un anumit orar, că acum faci o anumită terapie și peste o jumătate de oră o alta, nu întotdeauna ai succes. Ori dacă tu ai o marjă de 4 ore în care ai copilul acolo, în aceste 4 ore tu poți să-i oferi toate serviciile pe care ți le dorești, în momentul în care acceptă și copilul și este și momentul potrivit pentru asta. Kinetoterapia este foarte importantă în serviciul nostru. În fiecare zi, fiecare dintre copii beneficiază de servicii de kinetoterapie, educație psihomotrică, în funcție de afecțiune. Serviciile sunt diferențiate. În cazul în care sunt copii cu tulburări din spectru, beneficiază de intervenție cognitiv-comportamentală, de educarea limbajului. Multă stimulare senzorială. Multă stimulare senzorială este nevoie și am constatat că avem din ce în ce mai mulți copii cu tulburări de integrare senzorială. Și, bineînțeles, educația, care este foarte importantă. Însă, ce vreau să spun, că mai important decât toate reprezintă achiziția acelor deprinderi care duc spre autonomie, spre viață independentă. Spre viață independentă. Nu toți copiii au posibilitatea să se poată recupera complet. Însă este nevoie să-l aducem pe fiecare copil la maximum de dezvoltare la care poate el să ajungă. Și să facem în așa fel încât, chiar dacă nu știe să scrie și să citească, să poată să se îmbrace singur, să poată să mănânce singur, să poată să facă un pas spre independență, chiar dacă nu complet, dar să poată să aibă aceste abilități de viață independentă. Noi le acordăm o mare importanță, deci deprinderilor de viață independentă, deprinderilor de autonomie personală. Acum 2 ani de zile ați fost beneficiarii campaniei Walking Mind. Da, da, așa este. A fost un an plin de evenimente anul acela și am fost impresionată de felul în care comunitatea s-a implicat. S-au înscris mulți oameni, au făcut milioane de pași. Și sloganul campaniei atunci a fost "Pășim pentru ca ei se poată păși". Și a fost un real succes această campanie, s-a parcurs o distanță impresionantă și cred că a fost felul comunității în care a arătat că îi pasă. Nu toți oamenii pot veni la noi să Sigur. Ne ajute, să ne ofere ceva, dar prin acest concept, prin această campanie, fiecare om din comunitate a avut posibilitatea să ofere ceva. E cumva semnul de mulțumesc pe care comunitatea îl aduce pentru că voi oferiți astfel de servicii în comunitate și știu că tu întotdeauna spui lucrul acesta, tu ești reprezentantul oamenilor, echipei de la Maltese care lucrează cu acești copii. Noi am văzut în imagini, în plasmă, sunt foarte multe fotografii și pe pagina voastră de Facebook la Grădinița Malteză. Aceea e pagina voastră de Facebook care a fost afișată de colegii mei pe burtiere. Activitățile, inclusiv cele asistate de animale, da. Le-am văzut. Și 2 vorbe vreau să ne spui și despre acest lucru. Intervențiile asistate de animale le oferim în colaborare cu prietenii noștri de la Asociația Dog Assist. Timp de 3 ani de zile aceste activități au fost oferite în mod gratuit și apoi am beneficiat 2 ani la rând de o finanțare din partea MOL România și a Fundației pentru Comunitate. Este o activitate extrem de așteptată
Se derulează săptămânal și Bes împreună cu ceilalți parteneri ai lui au devenit Bes e labradorul negru pe care l-ați văzut, doamnelor, domnilor. Bes este labradorul negru și este personajul central al acestor intervenții. Ce aș vrea să subliniez? De ce insistăm să oferim aceste activități? Rezultatele pe care le-am obținut doar după un an de intervenție ne-au impresionat. Am ajuns la niște achiziții la care nu visam. Deci au fost niște progrese spectaculoase în prezența câinelui de terapie. Intervenția noastră, Mirela, a ajuns la final, dar nu te las să pleci până când n-am să te rog să sumarizezi tot acești 25, hai 27 de ani de când a pornit ideea, într-un cuvânt. Wow! Împlinire. Împlinire. Da. Îți mulțumesc foarte mult pentru că ai fost alături de noi la mulți ani, grădinița Malteză, și pentru că pomeneam de Walking Man și de faptul că această grădiniță a fost acum 2 ani subiectul campaniei extraordinare pe care comunitatea clujeană a desfășurat-o. Anul trecut au fost bărboșii de la Beard Brothers, anul acesta campionii paralimpici ai României, sportivii de la Centrul La Mont sunt aceia care vor fi beneficiarii pașilor făcuți de dumneavoastră. Ei vor fi invitații mei imediat la Fără Prejudecăți. Urmărim chiar acum un material despre campanie realizat de colegul meu Mihai Arsenie, după care revenim în platou. Rămâneți cu noi. Această brățară monitorizează pașii oamenilor care susțin Centrul La Mont. Campania Walking Mont este în desfășurare în Cluj-Napoca. Anul acesta, peste 2300 de oameni pășesc pentru a-i ajuta pe sportivii cu dizabilități ai Centrului La Mont, campionii paralimpici ai României. Taxele de înregistrare în competiția Walking Mont reprezintă donații către Centrul Sportiv La Mont. Sunt plătite direct în contul asociației. În acest fel, aveți garanția că 100% din suma donată ajunge la beneficiari. La Mont va folosi sumele obținute pentru dotarea cu echipamente sportive pentru persoanele cu dizabilități, pentru a achiziționa protezele și echipamentele speciale de care sportivii au nevoie, pentru a-și continua activitatea și a permite participarea acestora la marile competiții internaționale. Pe scurt, donațiile se vor întoarce în forma unor noi medalii câștigate de România, ca să nu mai vorbim de o viață mult mai bună pentru acești campioni, care ne fac cinste. În care este povestea acestei campanii? Walking Month este un concurs din care noi spunem că toată lumea câștigă. Este pur și simplu un concurs de mers pe jos. Timp de o lună, echipe de câte 4 persoane se întrec în numărul de pași pe care pot să-l facă în timpul activităților zilnice. Poate într-o zi lăsăm mașina acasă și alegem să mergem la serviciu sau la cumpărături sau într-o vizită la prieteni pe jos. Poate hotărâm să luăm liftul până la etajul la care locuim și mai facem niște pași pe scări. Important este că la finalul unei luni ne batem propriile recorduri de a merge pe jos și fiecare dintre concurenți credem noi că câștigă foarte mult la capitolul propria lui sănătate. Apoi, spuneam, toată lumea câștigă, pentru că toată lumea câștigă sănătate, însă echipele de pe primele locuri vor câștiga și premiile campaniei, premii care sunt oferite de partenerii Walking Month. Cel mai important câștig, sunt însă convins că este câștigul cauzei non-profit pe care o susținem. Walking Month în fiecare an strânge fonduri pentru o cauză bună a Clujului, o cauză care merită susținută, iar în acest an 100% din taxele de înscriere în campania Walking Month reprezintă donații directe către Centrul Sportiv La Mont. Este un centru care a pornit la Cluj în urmă cu mai bine de 18 ani și care de atunci a reușit să fie o adevărată pepinieră de campioni paralimpici ai României. Practic, Centrul La Mont promovează integrarea în societatea persoanelor cu dizabilități prin sport, dar iată că au descoperit acele talente, acei oameni muncitori și foarte pricepuți, care au reușit să reprezintă România la mari competiții internaționale de profil, inclusiv Jocurile Paralimpice, de la care s-au întors cu multe medalii. Cum funcționează concret această campanie? Campania Walking Month este un concurs de mers pe jos. Asta înseamnă că primul lucru este să știm cât de mult umblăm pe jos în fiecare zi. Și chiar pentru propria noastră sănătate este bine să urmărim lucrul ăsta și să încercăm să facem azi un pic mai mulți pași decât ieri. Ca să știm cât umblăm pe jos, folosim această brățară.
Oamenii pot să participe cu brățara luată de la noi sau cu un propriu tracker de activitate. Nu trebuie decât să desfacem cutia pe care o primesc odată cu înscrierea în Walking Month. Aici este trackerul propriu zis și o brățară. Cele două se pun împreună și în momentul în care legăm brățara la telefon, automat ea va începe să transmită numărul de pași către telefon și de acolo mai departe către aplicația Walking Month. Coechipierii au un număr total de pași pe echipe. Și practic în acest fel, cu brățara pe mână, nu ratăm niciun pas și ne putem asigura că în fiecare zi se numără fiecare drum pe care îl facem și mai ales ne putem asigura că fiecare pas e o faptă bună. Noi așa spunem pentru că chiar dacă în tot anul e important să facem mișcare pentru sănătatea noastră, mișcarea pe care o facem acum în timpul Walking Month e importantă și pentru alții și în acest caz e foarte importantă pentru campionii paralimpici de la Lamont. De 18 ani, Centrul Sportiv Lamont ajută oamenii cu dizabilități să aibă o viață sănătoasă și activă. Membrii săi practică sportul pentru propria lor dezvoltare și sănătate, iar cei mai pricepuți sunt atrași în competiții naționale și internaționale. O parte dintre ei continuă apoi traseul performanței spre marile competiții, culminând în medalii câștigate la Jocurile Paralimpice, echivalentul olimpiadelor pentru persoanele cu dizabilități fizice. În plus, Centrul Sportiv Lamont îi ajută pe tinerii cu dizabilități care termină școala și care sunt membri activi, oferindu-le sprijin pentru educație universitară și pentru găsirea unui loc de muncă, demonstrând că sportul este un instrument esențial pentru integrare. Ce ajută această campanie sportivii din Centrul Lamont? Este o campanie mai mult decât binevenită. Anul viitor este anul de calificare pentru Jocurile Paralimpice din 2020, unde sperăm să avem cât mai mulți sportivi calificați la toate sporturile practicate. Mulțumim pe această cale tuturor celor care s-au implicat în această campanie și care ne susțin activitatea sportivă. Salut! Cum te antrenezi aici la centru? Ei, mă pregătesc pentru următoarele concursuri care o să le avem internațional și în fiecare zi facem 2-3 ore de antrenament. Cu ce ajută campania Walking Month pentru acest sportiv de aici? Păi ne ajută pe toți sportivii care facem sport de performanță și ne pregătim pentru calificările din Japonia, ce o să urmeze. Și toți banii care s-au strâns și toți care o să se mai strângă sau o să ne ajute în vederea pregătirii noastre sportive. Vă mulțumesc! Ce sport practici? Eu practic notul de aproape 2 ani jumătate. Cum te antrenezi? Am antrenamente în fiecare zi și uneori chiar și de 2 ori. Ce te ajută această campanie? Ne ajută, în primul rând, psihic, deoarece ne arată că întotdeauna poți face mișcare și toți oamenii fac treaba asta. Echipele câștigătoare vor fi anunțate în 15 octombrie, iar premiile sunt atractive. Intrare liberă la Muzeul Național de Istoria Transilvaniei, un weekend de soare în Maramureș sau abonamente la festivalul TIF 2019. Am revenit în platou, doamnelor și domnilor, și înainte să vă prezint invitații mei, vreau să vă spun, Grădinița Malteză susține această campanie. Toți terapeuții de acolo și-au achiziționat aceste brățări și susțin pe sportivii paralimpici. Doi dintre ei sunt acum alături de mine, Petru Ifrosa și Dârlea Ioan. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Felicitări, în primul rând, pentru rezultatele voastre extraordinare și știm performanța la care ajungeți voi și la care vă propuneți să ajungeți acum din nou, pentru că o să vorbim imediat, sunteți cumva în pre
marile competiții, nu-i așa? În primul rând, necesită foarte mult efort din partea voastră, dar și susținere din partea celorlalți. Da, multă pregătire, mult antrenament și, după cum spuneați, ne pregătim intens pentru Tokyo. Anul următor e un an care o să fie plin de competiții și, eu zic, foarte greu. Multe antrenamente. Un an decisiv, un an în care trebuie să dăm tot ce avem mai bun în noi ca să ajungem ca sportivi și ceea ce ne dorim acolo sus, adică la Olimpiada de la Tokyo. Și știu că aveți multe antrenamente și pentru a prinde calificările, pentru a vă obișnui cu acest ritm competițional, cred că de cel mai înalt rang, am putea spune, nu? O să aveți foarte multe concursuri. Da, sunt foarte multe concursuri, sunt foarte multe antrenamente zilnice. Ne dorim asta, să avem cât mai multe antrenamente, ne dorim să dăm tot ce avem mai bun în noi, ca atunci când ne prezentăm la concursurile pentru calificare de anul viitor, care vor fi multe, să facem față cu brio și să aducem punctele necesare pentru calificare. Voi sunteți tenis de masă, ca să spun așa, da, amândoi reprezentați acest sport. Cum merg pregătirile, apropo? Sunteți mulțumiți de nivelul la care vă aflați acum? Păi am avut rezultate la începutul anului destul de bune. Acum, cum să zic, suntem în creștere și cred că punctul maxim o să fie anul viitor. Acolo trebuie să dăm tot ce e mai bun, cum spunea și colegul meu. Este pregătirea și șansa de a ajunge la o Paralimpiadă la Tokyo. Acolo orice sportiv își dorește să-și atingă cel mai înalt nivel pentru a câștiga, pentru a ajunge acolo, în primul rând. Fiecare sportiv asta își dorește să ajungă acolo unde a plecat atunci când a pus racheta, când a pus mingea la picior, când a pus orice alt obiect care ține de partea sportivă. Deci atunci când am luat drumul performanței, ne dorim să ajungem la o olimpiadă și de ce nu să facem față cu brio, să ne întoarcem cu o medalie pentru culorile care le iubim atât de mult. Știm că toată această aventură și costă foarte mult. Costă înscrierile la competiții, toate deplasările. Mi-aduc aminte prietena și poate nu e mult spus dacă îi spun trambulina voastră, Sally Lamont, a fost în platoul nostru înainte de plecarea lui Alex Bologa la Rio și ne spunea că e foarte aproape ca delegația României, plecarea delegației României să fie pusă în pericol datorită lipsei de fonduri. Vine acum această campanie extraordinară, Walking Month, care cred că, sper că vă ajută. Dați-mi detalii. Da, e foarte costisitoare fiecare deplasare. Dacă nu ai sprijin, este greu să faci performanță. Doamna Sally s-a implicat pentru Clubul Lamont, pentru fiecare sportiv și avem destule sporturi, nu numai tenis de masă. Avem și judo, și atletism, și ski alpin, și golbol și multe ramuri. Suntem peste 50 de sportivi. Nu e chiar așa ușor ca să găsești pentru fiecare sponsor și banii necesari să meargă la competiție. Fiecare competiție, eu cred că cel puțin 5.000 de euro costă la fiecare competiție. Deci nu suntem numai noi la tenis, sunt mult mai mulți sportivi. L-am văzut și pe Arian puțin mai devreme în reportajul în care a fost implicat colegul nostru, Mihai Arsenie. El a venit de la București, el se antrenează la Înot. Da, la Înot. Avem peste tot sportivi. Și la ski alpin, de exemplu, Laura Valean, ea se antrenează în Germania, din câte știu eu. Și sunt și la tir cu arcul. Deci nu sunt toți sportivii, nu sunt numai din Cluj. Sportivii paralimpici au avut participare, să nu uităm să spunem asta, și la Olimpiada de iarnă. Da. La ski, la snowboard, acolo unde sporturile neparalimpice, să spunem așa, nu mai știm nimic de această zonă, nu sunt reprezentate de către România. De aceea cred că e foarte important să spunem, doamnelor, domnilor, dincolo de importanța susținerii financiare prin această campanie, eu cred că e și o recunoaștere din partea comunității a valorii voastre, a efortului pe care voi îl depuneți și a performanței voastre, nu? Exact, dar toate astea merg, așa cum am spus, până la bariera financiară. Deci acolo, oricât de bun ai fi, dacă nu e susținut financiar,
Deci dai în spate. Dai în spate pentru că nu poți să urci următoarea treaptă. Chiar dacă îți dorești, neavând banii necesari pentru următoarea competiție, ești neputincios în fața acelei trepte și trebuie să te uiți de la distanță la alții cum pot să plece, mă refer la alte state, și tu ca stat nu poți să faci nimic. Chiar asta vreau să te întreb, pentru că voi aveți experiența prezenței lângă alte delegații, lângă alte loturi paralimpice. Cum arată loturile altor țări civilizate și care investesc în această poveste de succes? Sunt mai numeroase, dar să nu uităm că de când a venit Sally și s-a ocupat la CNP, la Comitetul Național Paralimpic, și noi ne-am înmulțit cât de cât. Nu putem să spunem că suntem chiar așa în urmă, dar sunt mult mai numeroase față de noi. Doamna Sally este omul care a pus mâna și a ridicat ștafeta foarte sus. Datorită ei, noi suntem acum unde suntem ca stat. Deci este omul care s-a implicat trup și suflet ca sportul de masă, în ceea ce privește dizabilitatea, să ajungă unde s-a ajuns în zilele noastre. Și este foarte, foarte, foarte important, pentru că un om din afara țării a venit și s-a implicat atât de mult ca să ridice ștacheta atât de sus în ceea ce privește sportul dizabilității. Exact. Și povestea doamnei Sally Woodlamont, am prezentat-o la Fără Prejudecăți, o bibliotecară, doamnelor, domnilor, din Anglia, din Edinburgh, venită în România. Scoția. Și din Scoția, iată, și punând toate eforturile pentru dezvoltarea acestei ramuri. Este acum și președintele Comitetului Paralimpic, dar alți decidenți, după știința voastră, au ajutat-o pe Sally, au pus umărul pentru a vă susține pe voi, pentru a susține Centrul Lamont? Păi, din noi, adică eu, cel puțin știu că dânsa s-a ocupat de tot. Ea ducea sponsor, nu știu exact cine și cum, dar ea s-a ocupat de Clubul Sportiv Lamont și noi ne prezentam la antrenamente și când era să mergem în concursuri, mergeam în concursuri. Nu știu exact cine s-a mai implicat pe lângă dânsa. Cumva înțeleg că mișcarea paralimpică în România e strâns legată de tot ce înseamnă Sally Woodlamont. Da, pentru că este omul care se implică. Este omul căruia îi pasă. Este omul care întinde mâna atunci când este nevoie de o mână întinsă să apuce, să te apuce de acolo de jos și să te ridici acolo unde îți dorești. Chiar dacă de multe ori este greu, simți că nu mai poți, este omul care te ajută. Te ajută să-ți faci încă un hop, să treci ce pe următoarea frântă. Cum vă motivează atunci când poate că aveți, nu știu, ezitări sau... Ei, de multe ori ne pune filmări cu alții care au trecut prin ceea ce trecem noi și cu siguranță pentru noi acele sunt exemple pozitive care și noi la rândul nostru ne explică dânsa, trebuie să fim și noi exemple pozitive pentru cei din urma noastră. Și atunci trebuie să procedăm la fel. M-a impresionat un lucru când am fost la filmare la centrul vostru, cu toți aveați mașinile parcate în fața centrului, noi vreau să avem o imagine mai bună. Anca Cherecheș, apropo, antrenoarea voastră, a spus, da, aceea e mașina lui Petru, putem chema afară să o mute pentru a avea un cadru mai bun. După care s-a întors la noi și a spus, da, Sally s-a ținut de ei, toți să fie independenți, să aibă carnet, să conducă, să se deplaseze. Da, așa este, s-a implicat în orice... E ca și cum ar spune că pentru mine e ca și a doua mamă. Că în orice am avut nevoie și am cerut ajutorul, nu a spus niciodată nu. Cumva relația voastră trece dincolo de experiența sportivă, înțeleg, și pătrunde mai departe, dar și sunt convins când va urmări această emisiune, ne va spune intenționat, nu a dorit să vină în platou pentru că a spus nu vreau să mă promovați pe mine, vreau să promovați sportivii paralimpici pentru că e povestea lor extraordinară și e povestea lor de succes. Antrenamente, e clar, e nevoie și sunteți în această perioadă a antrenamentelor pentru marile competiții, dar ce alte nevoi aveți și pe care, iată, comunitatea și prin programul Walking Month le poate susține? Păi, nevoie sunt ca peste tot multe. Păi, condiție fizică, trebuie și căruciorul, dacă pentru un sportiv e important să aibă și materia primă, cum s-a zice, adică în ce joacă... Căruciorul să fie adaptat sportului. Deci dacă noi practicăm tenis de masă, avem nevoie de un tip de cărucior. Dacă alții practică tenis de câmp, au un alt fel de tip de cărucior. Și tot așa, deci fiecare are nevoie de instrumentul lui. Nu sunt ieftine. Plus instrumentele, paleta cu care jucăm, deci contează foarte mult, mingile de antrenament, terenul și mulți factori care împreună fac sportul pe care îl iubim atât de mult, tenisul de masă.
Tocmai de aceea, doamnelor, domnilor, este atât de important să susținem cu toții campania Walking Month, pășim pentru campionii paralimpici ai României. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de noi la Fără Prejudecăți. Mult, mult succes în această pregătire. Mulțumim. Mulțumim mult. Mulțumim. Noi mergem mai departe. Vă invit acum la jurnal special cu știri din zona dizabilității prezentate de colegul meu Bogdan Cristea, după care revenim în platou alături de colega mea Andreea Noci. Rămâneți cu noi. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bun găsit la știri, sunt Bogdan Cristea. Poliția din New York știe limbajul femeilor. Astfel, poliții și din oraș vor comunica ajuta persoanele cu deficiențe de auz. Imaginile pe care le urmăriți au fost filmate la Academia de Poliție din New York. Angajații oferă informații și pliante persoanelor cu deficiențe de auz. Este un eveniment prin care dorim să arătăm comunității de surzi că suntem aici pentru a veni în sprijinul lor, pentru a le fi de ajutor cu orice au nevoie, declară un polițist. Profesorul polițiștilor spune că acest demers este vital atât pentru comunitatea surzilor, dar și pentru autoritățile, care trebuie să ofere și acest tip de accesibilitate cetățenilor. Surzii spun că este extrem de important ca poliția să poată să le înțeleagă imediat nevoile și să îi poată ajuta imediat. Mergem acum în Egipt, la Cairo. Acolo s-a deschis patiseria numită Patru Biscuiți, unde lucrează tineri cu sindromul Down. Ouă, unt, zahăr și vanilie, ingrediente pe care le enumeră tânăra din imagini, angajată a brutăriei egiptene. Ideea îi aparține Nadei Ahmed, a cărei soră are sindrom Down. Afacerea a început cu 3 tinere cu dizabilități, iar acum sunt 5 angajate în brutărie. Nada a pornit această inițiativă când a văzut marginalizarea și lipsa de incluziune a persoanelor cu dizabilități în societatea egipteană. Și în Egipt, legea încurajează companiile să angajeze cel puțin un procent de 5% persoane cu dizabilități. Dar în realitate societățile preferă să plătească o taxă în loc să le angajeze, iar dacă o fac, le oferă salarii foarte mici. Cu alte cuvinte, încurajează persoanele cu dizabilități să stea acasă. Brutăria Patru Biscuiți își vinde produsele online și le permite angajatelor să fie independente financiar. Nada spune că are planuri și mai mari. Vrea să-și deschidă și un restaurant unde să lucreze persoane cu sindrom Down. Vrea să arate că aceste persoane pot fi resurse excelente în comunitate. Vi-l prezint acum pe Tony Giles. Este un excursionist special care și-a stabilit un scop foarte îndrăzneț: să viziteze fiecare țară din lume. Mă numesc Tony Giles, sunt din Anglia, sunt complet nevăzător și surd și călătoresc prin lume încercând să vizitez fiecare țară. Acum sunt în țara cu numărul 124, Israel, spune protagonistul știrii noastre. Tony călătorește singur, simte că asta e cea mai mare provocare pe care vrea să o depășească și, în plus, așa poate interacționa cu foarte mulți oameni. Spune că dacă ar călători cu însoțitor, cu cineva care vede, persoana respectivă ar face totul în locul său, iar el ar fi un simplu asistat. Tony se simte bine în Israel și își face repede prieteni. Primul loc pe care l-a vizitat de unul singur a fost New Orleans. Când m-am trezit singur acolo, în prima fază, am fost șocat. Apoi am tras aer în piept și mi-am spus: Tony, dragă, asta ți-ai dorit. Dacă nu-ți convine, du-te acasă. Apoi am mai tras o dată aer în piept și am zis: hai, la drum. Tony spune că în călătoriile lui a învățat ce înseamnă răbdarea. Asta pentru că se rătăcește foarte des. Cere ajutorul oamenilor și știe că întotdeauna se va opri cineva să îl ajute. Lui Tony îi place atmosfera, mirosul locurilor în care merge și îi mai place și să facă poze peste tot. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Bogdan Cristea și vă invit să rămâneți cu noi. Fără Prejudecăți continuă la TVR. Am revenit în platou, doamnelor, domnilor, Andreea Noci a susit alături de noi, are informația, are invitat. Bine ai venit, Andreea! Bine te-am găsit!
Dislexia este o problemă foarte importantă, poate prea puțin studiată, poate prea puțin identificată. Printre altele, luna octombrie este și o lună pentru conștientizarea dislexiei și a disgrafiei. Alături de noi se află dr. Carmen David. Bine ai venit, Carmen! Bine ai venit, Carmen! Mulțumim! Ești cercetătoare pasionată în domeniul dificultăților de învățare. Spune-ne, te rog, ce este dislexia și cum începe identificarea ei? Mă bucur că ați început cu această întrebare. Într-adevăr, este așa o bogăție terminologică în domeniu. Folosim dificultate de învățare, tulburare de învățare, dislexie și aș vrea să clarific puțin dacă se poate. Dislexia este o tulburare de origine neurobiologică și care se exprimă prin dificultăți semnificative în achiziția abilității de citire. Atât de semnificativ încât afectează individul în viața cotidiană, în realizarea responsabilităților școlare, în urmarea unei profesii pe care el și-o dorește. Se poate asocia și cu alte tulburări, de exemplu cu cele din sfera scrierii, cu tulburări de calcul, cu tulburări atenționale și cine, așa mai departe. Cine este abilitat să diagnostice dislexia în cazul unui copil? Diagnosticul dislexiei prin lege este sigur de ține de responsabilitatea unui psiholog clinician. Deci psihologul clinician este cel care va pune diagnosticul de dislexie. Este nevoie de un specialist care să poată să facă și diagnosticul diferențial, pentru că este o tulburare specifică de învățare. Deci este citirea afectată ca urmare a intervenției unor factori care nu țin de dezvoltarea cognitivă insuficientă, care ar da probleme de învățare globale, generale, și la citire, și la calcul, și la matematică, și în general în dezvoltare de strategii de învățare. E o tulburare specifică. Citirea este afectată fără a exista, fără ca individul să fi avut mai puține, de exemplu, oportunități de învățare. A beneficiat din plin de o școlarizare adecvată, metode clasice care și-au dovedit eficiența de-a lungul timpului, însă el totuși nu poate să achiziționeze citirea în aceeași manieră. Asta este ciudat că, de exemplu, nici nu am asocia dislexia cu alfabetul Braille, cu persoanele care folosesc acest tip de alfabet. Și țin minte că, de exemplu, la noi în școală am avut și eu colegi de clasă care nu aveau alte dificultăți de învățare, care nu aveau retard mental, nu aveau probleme de intelect, de a înțelege și cu toate acestea n-au putut să învețe să citească până în clasa 7, până în clasa 8, până la examenul de capacitate. Cât de studiată este dislexia asociată cu persoanele cu dizabilități vizuale? Foarte puțin. Cercetarea este chiar în fașă, într-o fază incipientă, clar, pe partea de asociere, pentru că dislexia până acum a fost definită prin excludere. Unul dintre criterii este criteriul excluderii și acolo spunem, dislexia este ce nu este de fapt. Nu este dificultatea de citire datorată dizabilității cognitive, nu este dificultatea de citire datorată prezenței unor dizabilități vizuale sau auditive, pentru că și acestea, sigur că vin cu aduc dificultăți în învățare, în achiziția citit-scrisului. Nu este o tulburare datorată intervenției unor, nu știu, traumatisme, de exemplu, sau leziuni, care sigur că pot să producă o afectare a abilității de citire. Deci este însă puțin studiată și este studiată în cadrul acesta foarte limitat. Abilitate de citire semnificativ scăzută, dar care nu poate să fie explicată prin mai bine de existența unei dizabilități auditive, vizuale, intelectuale, absenței oportunităților de învățare, unor condiții sociale defavorabile individului, de pildă proveniența lui dintr-un mediu socioeconomic scăzut și, nu știu, o foarte slabă frecventare a școlii, poate studii mai scăzute din punct de vedere calitativ, în funcție de, nu știu, situarea
nu știu, școli într-un anumit areal. Și este pentru un... că sunt... Te rog, Andreea. Este un copil care suferă de dislexie stigmatizat. Acum, la această oră, în sistemul educațional din România, ce părere ai? Cred că suntem în proces de schimbare semnificativă a atitudinilor și legea aceasta 6/2016, care este o completare la legea educației, legea 1/2011, a adus foarte mult sprijin în această direcție, să putem să avem o atitudine generală pozitivă față de dizabilitate. Sigur că se lucrează foarte mult la imaginea... Exact asta vreau să te întreb, da. Carmen, pentru că e ultimul minut din emisiune. Ce se poate face pentru a opri această stigmă, pentru a ajuta persoanele să se recupereze? Foarte mult și asociațiile de specialiști și de părinți lucrează spre ideea de a vedea dislexia ca pe o diferență, nu un deficit. Este pur și simplu o condiție care probabil necesită metode diferite de abordare, introducerea acelor metode de compensare, de dispensă, care împreună contribuie la a ajuta pe individ să se integreze mai ușor în școală, în societate, în activitățile de zi cu zi. Carmen, îți mulțumim foarte mult pentru că ai fost alături de noi astăzi și Andreea Noi, doamnelor, domnilor, va continua și rul informațiilor, pentru că tot e luna dislexiei, pe pagina studioului de radio, nu-i așa, Radio Cluj, acolo unde activează. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc și ție, Andreea, mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru că ne-ați urmărit. Sunt Ovidiu Damian, să aveți un weekend excelent. La revedere! Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.